Bună ziua, dragilor! Am ajuns la cazare după 7-8 ore de mers cu mașina. A plouat destul de tare, a plouat torențial. Așa arată hotelul, iurta, nici nu știu ce să-i spun. Acest complex este a luptătorului de sumo, unul cel mai faimos luptător de sumo din toate timpurile, Asehiro se cheamă, care e de origine mongolă și a atins cel mai mare grad de sumo dintre toți luptătorii de sumo. Îl găsiți imediat pe internet dacă îl căutați. Deci Asehiro, de origine mongoleză. Se scrie cu Asa. Și așa se numește și complexul. Asa se numește. În față, clădirea e mare, restaurantul. Și aici sunt iurtele moderne, să zic așa. Au avut un arhitect foarte, foarte bun. Și uitați-vă cum a ieșit de interesant. Iar zona este mirifică. Munții care îl înconjoară. Se aude ecou foarte tare. Aici un luptător japonez se pregătește, se bucură să găi și patronul aici acum când îi sparge pereții. Deci cred că se bucură tare când vede. Deci luptătorul ăsta de sumo, care e patronul hotelului, are un câine pe care l-a primit de la fostul prim-ministru al Japoniei, ăsta care a fost împușcat acum, și spune, povestea acum băiatul de la recepție, managerul hotelului, că de când a fost împușcat primul ministru cu o lună sau când l-au împușcat, câinele este foarte, foarte trist și nefericit, fără să fi uitat câinele la televizor. E o chestie spirituală, zicea, că se transmite așa. Deci asta e zona aici unde suntem. Sunt două mănăstiri mari budiste aici în zonă și o să mergem mâine să le vedem, iar orașul e un pic în depărtare acolo. Uitați, se vede acolo pe deal orașul. Genul ăla de case amestecate cu corturi. Foarte, foarte interesant. Mi-am găsit și un fan aici care mă urmărește, să uite la mine să vadă cum filmez. O să fac și un live cu Damian, că este semnal de nici acasă, n-am la Digi fibră optică, așa semnal cum e aici. Deci era să, când am verificat viteza la internet, să-mi sară acul prin ecran. Vă arăt și camera. Deci aici un mic antreu. Uitați că asta se și numește, puteți să-l căutați pe internet, Asa Land se numește și găsiți mai multe informații. Un dulap aici, cu ăsta de cafea. Ala de bai. Asta e camera. Nu am mai avut cu pat matrimonial, dar sunt două paturi mari, duble. Se poate dormi lejer. Aici are o chestie faină, au făcut sus. Ca să vezi cerul. Acum e norat. Dar se vede cât de cât se văd nori acolo sus. Și pot să închizi din telecomanda asta. Pot să închizi de chestia de sus sau să o deschizi. Uitați, am închis. Am deschis. Ca să nu se uite cineva de la tine după acoperiș. Două fotolii, o măsuță. Acolo e un alt complex, tot așa cu corturi. E mai vechi puțin. Mi-a spus băiatul de la recepție că o să vină și patronul să ne salute la masă. O să fiu foarte curios să dau mâna cu unul cel mai mari luptători de sumo din toate timpurile. Baia mare, cabină de duș, WC-ul japonez. Nu știu cum era, sper să mă catapultez pe aici pe butoane. Ia să vedem ce butoane are pe aici. Scrie numai stop. Eu o să încerc așa ușor să nu mă sară prin tavan. Uitați ce view avem, suntem înconjurați de munți. Mergem și înăuntru, în complex, să vă arăt și restaurantul și holul de intrare. Mi-a lăsat bagajul la ușă, nici n-am apucat să-l desfac, dar n-am nevoie acum deocamdată de nimica. E foarte, foarte futuristic, adică nu te aștepți la Mongolia ce am
pe unde am venit noi pe acum, prin iurtă și prin sălbăticie și prin parcuri naționale, am dat de nebunia asta. Am rămas șocat puțin, sincer nu mă așteptam. Nici nu m-am uitat pe poze să văd cum arată când ne-a dat unde dormim. Și a fost așa un șoc și pentru mine să văd complexul ăsta. Cred că a băgat foarte mulți bani omul aici și prețurile sunt destul de mici, adică nu cred că l-a făcut pentru ca business sau ca profit, l-a făcut cred că pentru sufletul lui, mai ales că dacă stă și aici în complex majoritatea timpului, dar și personalul și tot vorbește engleză impecabil și e foarte civilizat, adică n-am cuvinte, ce să zic. Hai să intrăm și înăuntru, să vă arăt și recepția, restaurantul. Thank you. Damian cântă la pian. Dar de fapt nu, că e clapele pe partea altă. Am putere kinetice. Facem un live mai târziu? După ce mâncăm? Era momentul, mai ales cu ce internet. Deci, vă rog, aici pe filmarea asta la care vă uitați, să scrieți întrebările pentru Damian, că a zis că aveți o grămadă de întrebări să-i puneți. Și o să vă răspundă pe rând la fiecare. Mai ales ce ține de Mongolia, lui Genghis Khan, cu mare plăcere. Și de turci mai erau niște nelămuriri. De... Lămurim și acolo. Au ereg aici, am combustibil, ne descurcăm. O mașină foarte mișto aici. Ford ăsta sau ce e? Ford, nu? Deci nu te aștepți în mijlocul pustiei, în Mongolia, să găsești așa ceva. Urc și sus la restaurant, să vă arăt și restaurantul. Uitați scările cum arată. Restaurantul. Și are și o terasă acolo. Terasă foarte mare de jur împrejur, care normal are mese afară, dar acum cum a plouat azi toată ziua și a fost vremea mai... sunt cam 15 grade față de 30 acum două zile, s-a răcit bine. Deci dacă veniți în Mongolia, vă recomand o cazare de top. Ăla e parcul vechi. Adică vechi, are vreo 10 ani, tot așa. Cu corturi și cu astea, dar ăsta e ceva chiar deosebit. Deci ăsta este
O să închei aici. A fost doar un video, un vlog de prezentare a acestui complex, pentru că m-a impresionat foarte mult și am să vedeți și voi să vi-l arăt. O să merg acum să mâncăm și după care facem un live așa.